asta. Zi sincer, de ce fugi de Grațiela? Bine, măi, sunt și puțin timid. Dar nu de asta fug de ea. Fug pentru că nu-mi place. E atrăgătoare, e Cras Omega. Oh, că te-ai vrut Tom Cruise. Și că în câțiva ani o să arăți exact ca ea? Că toți bărbații fac burtă la un moment dat. Să vezi că o să vă potriviți. Pușoi, Mărescule, nu mai visa, mă, la farvare vers pe pereți, că astea nu-ți dă ochii tăi. Scuze, dă nasul tău. Dar ce are nasul meu? Ei, uite, e cam pe sus. Eu zic să te duci la Teo la o evaluare a timidității, ca să te convingi că de asta fugi de Grațiela, nu că nu ți-ar plăcea. Plus că oricum trebuie să faci evaluare psiho, e necesară pentru angajarea ta în administrația prezidențială. Bine, o să mă duc, da. Apropo, nici n-aș vrea să fiu Tom Cruise. Păi ăla e un pitic de grădină la 1,73. Eu am 1,88. Ca Schwarzenegger. Și bărbații ăștia frumoși nu-s mari actori. Pă cum femeile frumoase nu-s niște inteligențe. Ce vorbești? Mai sunt și excepții, da? Așadar... Te consideri un tip timid? Cum și cum să? Nici prea prea, nici foarte foarte. Ia să vedem. Prefă-te că te dai la mine. Ce text ai abordat? Mă scuzați, domnișoară, dar nu pot să-mi iau privirea de la caroseria dumneavoastră. Ce aerodinamică, ce stil. Da, text de șofer. Bine că ai studii superioare, că dacă erai vreun meltean, sigur ziceai ceva de un bot de siliconul din airbag-uri. Nu, nu, nu-mi place siliconul. Năclăiește pielea și se lipește praful pe ea. Prefer apa și săpunul. Dar putem să revenim la ființe umane? Sfatul meu este să nu mai cumpar femeia cu maldăr de fiare. Și să nu mai faci referire directă la corpul ei, că nu e politicos. E de preferat un compliment de vestimentație. De exemplu, ce bine arăți în rochea asta. Dar de unde să-mi dau eu seama cum arăți tu în rochie? Că purți pantaloni. Ce bine că ai studii superioare. Gata. Am vorbit cu dezvoltatorul și s-a rezolvat. Pe bune? L-ai luat? Păi și când ne mutăm în apartamentul nou? S-a rezolvat, adică nu se poate, că nu mai are nimic liber. Minți, tu de fapt nu vrei să iei. Ce insensibil ești. Îți lași păsărica fără cuib. Uite care e chestia, păsărico. Dacă mă mai faci odată mincinos fără dovezi, să știi că tu o să te jumol. Și în caz că nu crezi, te rog frumos, du-te și verifică. E sold out? Da, e sold out. Păi, e sold out pentru cine întreabă, adică pentru fraierul de rând. Dar omul ăla sigur mai are câteva apartamente puse deoparte pentru prieteni și obligații. Și în principiu sunt alea mai bune. Dar tu ar trebui să-l faci să înțeleagă că ești o obligație. Că ești marele Igor Dondon, nu ești ultimul tiripliș ca Mârlanu. E greu cu femeile astea. Uite, o să-l trimit pe Esteban să discute cu dezvoltatorul, pentru că oricum voiam să-i testez abilitățile de negociator. Până atunci mă duc să mă reculeg puțin. Normal, un începător. Ca să se asigure că nu cumpără nimic. Bună, șefa. Bună, Arni. Oh, mi-a zis Arni. Dar ce rochie corespunzătoare aveți. Nu-mi pot la ochii din ea. Adică de la ea. Arni, tu te dai la mine? Da, adică nu, eu la rochie, la rochie mă refeream. Păcat, că mie îmi plac tipii timizi. Da? E, atunci mă dădeau. Ziceam păcat că nu putem să fim împreună. Eu am niște principii peste care nu pot să trec. Dar lasă, trec eu, vin eu. Arni, eu nu ies cu colegi de serviciu. Ce nasol, că erai un tip de neratat. Da, a zis de neratat sau un ratat? Bună, frumoșică! Ce... nasturi mulți ai! Și vrei să mai rup din ei? Nu-mi vezi bine decolteul sau ce? Ba da, îl văd! Adică nu! Păi e de la ochi, nu de la nasturi. Nu, nu e de la ochi.
Dacă era de la ei, nu vedeam ce bine îți cad pantalonii. A, deci măgăria avansează. Vrei să-mi cadești pantalonii acum? Metaforic, dragă. Vreau să zic că-ți vin bine. Că se asortează cu... Cu nasturii. A, da, păi scoate-ți ochelare. De ce? Ca să poți să-ți dau una peste nas, că dacă ți zbor de pe nas, îmi e că te bag în șomaș tehnic, libidinosule. Bum! Oh, uite-te, luiuiuiu! Aoleu, femeile din ziua de azi! Nu știu să primească un compliment! Tricurs după gâște! Păi am vorbit cu dezvoltatorul și e ca și rezolvată chestiunea. I-am zis că dacă nu vinde duplexul de la ultimul etaj, o să cumperi tot blocul. Adică l-ai amenințat. Nu, frate, i-am dat un sfat prietenesc. Ce amenințare? Poți să spui că a fost consiliere financiară Moca. Mm-hmm. Și el ce a zis? Ca orice parvenit din ăsta de dezvoltator care face și el un bloc, a început să facă pe deșteptul, că el n-a fost niciodată, domne, de vânzare, că vezi că... Și când a văzut că nu mă impresionez, a început cu teatru din ăsta ieftin, că nu o să cumperi duplexul decât peste cadavrul meu. Și tu ce ai zis? Că facem cum vrea el. Cu alte cuvinte, l-ai amenințat cu moartea. Eu? Da. Păi am pronunțat eu cuvântul moarte, l-am amenințat eu cu ceva, i-am spus doar că o să facem așa cum zice el. El e bosul, nu? Păi el e bosul. El e, fii atent că el e. Ți-am zis că l-am convins. Pregătește cașul, hai. Da, domnul Vasile, v-ați răzgândit? Nu. Și sincer, nu te mai obosi să-ți trimiți gealații la mine, că nu mă intimidezi deloc. Nu-ți mai dau nimic, nici măcar boxa e inundată de la sol. Nimic! Și cum a fost? Dezastru! N-a apreciat niciuna complimentele mele vestimentare. Ba, era să-mi iau și omor. Dar nu te pricep tu la modă sau n-ai găsit cuvintele potrivite sau poate că erau îmbrăcate banal și au interpretat complimentele tale ca niște ironii răutăcioase. Poate. Ana, n-am putea să renunțăm la haine. Poftim? Nu să le dezbrăcăm noi acum. Să scoatem asta cu complimentatul hainelor din terapia noastră. Nu știu, să găsim altceva. Până la urmă, ce e așa important cum se îmbracă o fată? Mult mai important este cum se dezbracă. Da. Atunci complimentează-le pantofii femeile adoră asta. Și dacă poartă cizme? Te adaptezi și tu, nu? Că nu ești orb, sper. La situația respectivă, vezi cum e. Și dacă poartă sandale? Și o să zică că îi complimentez încălțămintea, că are degete urâte și nu pot să zic nimic de ele. Nu. Nu, e prea complicat pentru mine. Nu o să mă tratez în veci de timiditate în felul ăsta. Și nu o să obțin niciodată o întâlnire. Ok. Te rezolv eu. Da? Ești tu cu mine? Păi, parcă erai măritată. Îți aranjez o întâlnire. Am o pacientă proaspăt divorțată. Exact ce-ți trebuie. Și astea divorțate nu sunt pretențioase. Nu se mulțumesc cu ce pică. Eu nu-s de pică, sunt de ghindă. Așa nu este o ghicitoare, nu știu după ce și-a dat seama. După față? Păi față de răzătoare. Mai zici ceva? Numai de bine. Mă, tu ești inconștient? Cum ai putut să faci așa ceva? Dacă ești pusă pe scandal, o să plec eu pentru că n-am chef de așa ceva. Îți repet, am făcut toate presiunile posibile, nu vrea nici mort. Deci recunoști că l-ai omorât. Nu te simți bine? În calitate de iubită de criminal, nu. Dar preferam să rămâi un găinar sau mafiot. Păi stai puțin, pe cine faci tu găinar, criminal, despre ce tot vorbești? Păi nu mai face pe îngerașul. Ai uitat când ai spus că l-ai amenințat cu moartea? Pe cine femeia am amenințat cu moartea? Pe dezvoltatorul de la care trebuia să luăm apartamentul. E mort! Cum adică e mort? Adică nu mai are puls, nu mai respiră. E mort ca toți morții. Bată nas, înțelegi? Mă, iubire, atât de mult îți doreai tu casa aia încât ai ajuns să faci crimă pentru ea? Sau tu, de fapt, l-ai omorât pe dezvoltator să nu mai aibă cine să vândă și să scape de achiziție? Nu, eu cred că tu ori ai nebunit de tot, ori... Explică-mi despre ce vorbești mai exact. Cum adică ăsta chiar e mort? Da. Păi bun, în cazul ăsta sunt un om terminat, pentru că m-a sunat el să-mi spună că este ban la amenințat. Dacă poliția interceptează apelul, la revedere. Mm-hmm. Sunt terminat. Știam.
Uite-te în ce m-ai băgat. Da, eu. Bineînțeles că tu. Păi de ce eu? Pentru că tu ai vrut să cumpăr apartament aici, nu-ți plăcea. Ce avea aici? Păi eu cocioabă, cum să stau aici? E foarte frumos aici. Perdele, uite. Pat. Sigur. Televizor. Castofon cu CD. Arnold, dar ce nume puternic ai! E, lasă, că nici Manuela nu-i de aici de colo. E nume de vedetă sexy. La Manuela Hărbor mă refeream, dar nu credeai că la... că eu nu mă la măscări. Eu mă numai la firme artistice, că sunt cine fiind. Și mai ce ești? Șofer, și arhitect, și puțin timid. E, dar am monopolizat discuția. Vorbește-mi despre tine. Și mie îmi plac filmele. Ador încălțămintea. Și sunt proaspăt divorțat. Da? De cine? Adică de cine? De soț? Și soțul a divorțat sau e tot căsătorit? Deci alt pervers obsedat, ca majoritatea. Era pervers și obsedat? Manuela! Oricum avea pantof nașpa. Boss, trebuie să mergi acolo, că familia mortului vrea să discute cu tine. Du-te tu, că tu l-ai omorât, eu n-am niciun amestec. Eu? N-am omorât, frate, pe nimeni. Sau, mă rog, dacă o fi murit de inimă rea că trebuie să-și vândă duplexul, e treaba lui, nu-i treaba mea. Și parcă era vorba că suntem parteneri, nu-mi dai ordine ca la fraieri. Păi, dacă n-aveți niciun amestec, nu mai e de ce să fugi din țară. Minte cu nerușinare, mă bagă pe mine la înaintare, ca să ajung la Bulău, eventual să-mi ia loc în afaceri și cu siguranță m-a dat și pe goarnă la poliție. Cu siguranță. Cine? Tata mare! Poliția! Deschide! Ce? Ți-am zis, poftim, uite, numai din cauza ta, pentru că ești fiartă pe casă și pe bani. Acalmează-te, că poate n-a venit pentru tine. Ei, nu pentru tine, te gândești că a venit să te ciubiți cumva? Stai liniștită, că nu o să poți să-ți faci mendele cu banii tăi, socoteala de acasă nu se potrivește cu aia din târg, hai ascunde-te. Deschide ce faci! Opa, stai acolo, că e COVID-ul în floare. Domnul Igor! Păi dacă știam că ești mata, nici nu mai mă deranjeam să fiu. Nu sunt eu, este un scenariu, o răzbunare, n-am niciun amestec. Eu înțeleg că le e la ciudă la frecangii ăștia că tu ești potent și ei freacă ți pară, dar totuși... Mă, când o faci, o mai liniște și fără de amenințări, să poate? Dar n-am amenințat pe nimeni, n-am niciun amestec, înțelege? Știu, gagică ta, că au și depus în plângere. Ce, mă? N-ai mai face pe niznaiu și pe nevinovatul cu mine, că știi foarte bine că doar era cu trânsa când le-a zis ce le-a zis. Ori nu era cu tine? Nu era cu mine, ce să vezi? Păi atunci ar trebui să fii mai atent, boss, că se pare că-ți cam trage clapa și e păcat vorba alea în casa ta, patul tău, pe muzica ta. Exact cum zice poetul ăla. Zâmbărețul. Mai, în caz că nu ai... De data asta vezi că te ierd amendă. Dar vezi pe cine ți-aduci în caz la tăvăleală. Că dacă mai depune clamagia aia odată o împlângere că îi deranjezi în orele lor de hodină, nu mai scapi. Capiși? Stai puțin să clarificăm ceva. Tu ai venit aici pentru o amendă de tulburare a liniștii? Da, mă, nenică, dar pentru ce credeai că viu? Am venit... Pentru crima dumărietă expres? Bravo, mă, poliția română. Deci voi, în loc să anchetați circumstanțele în care a murit dezvoltatorul ăla imobiliar, vă ocupați cu găinării. Bă, l-a făcut tata de cor, n-a fost omorât. Nu știi tu ceva ce eu nu știu? Nu, habar n-am, doar ce am auzit la televizor, la știri. Lasă-le dracu de știri, că alea e niște iene avide de senzațional. Băgarea și măsa la pentru rating, ar omorul și pe măsa, mă. Mai aruncat o cârtie pe jos, ele te-au și băgat că ai aruncat pe nu știu cine de la etaj. Omul ăla a murit de moarte naturală, mă, pe bază de stres, după șantier și la datorile de la bănci. E case closed. Bă, milioanele se face greu, nu ușor. Da, mai bine sărac și viu decât bogat și... Înțelegi? Mare dreptate ai, Chiorete. Hai, acum du-te. Nu, lasă. Poți să te pup și eu, domnul Igor? Nu, lasă mai încolo. Ai, du-te, că... Deci nu dai un șerbet? Dau și șerbetul, dau de toate. Du-te. Dai, pă drag, te să mă piaptă, ne dai. Îngerașule... Cu ce să începem? Cu faptul că l-ai amenințat? De dragul cuibușorului. Cu gemetele reclamate de idioții din jur, deci cine este nemernicul? Tu!
tu, că n-ai vrut să-mi iei cuibușorul. Am vrut să te conving. Stai să-ți explic. N-am mers cu pacienta. Normal că n-am mers. Dacă te-ai băgat sub masă de la prima întâlnire să-i vezi chiloții. Păi o fi ea disperată să-și refacă viața, dar nu cu orice pervers. Măi, a fost o neînțelegere. M-am băgat sub masă să-i văd pantofii, să știu ce compliment să-i fac. Nu mi-ai zis tu strategia asta? Gămești picioarele în ei de pantofi. Nu se mita, că erau urâți. Auzi, schimbăm strategia. Trecem pe clasic. O să-ți fac eu un text bun de agațament așa, pe old style, mai romantic, că tipa e retro. Și nu trebuie decât să-l citești cât mai artistic posibil. Hai că asta trebuie să poți să faci, nu? Că ești fan filme. Vezi să-l faci cu litere mari, că sunt și fanorele. Auzi ce? Ia nu mai citi nimic. Cine știe ce, doamne iartă, mă vezi pe bilețelul ăla și iar o dai de gard. Dă ei bilețelul și cât îl citește, tu o ții de mână, îi zâmbești frumos așa și o să o conving eu să mai iasă o dată cu tine la restaurant. O să-i spun că a fost o încurcătură. Deja sunt prea multe ieși la restaurant pentru mine. Sunt șofer, nu-s milionar. Cine știe ce comandă tipa? Că dacă a trecut printr-un divorț, sigur e deprimată. Și depresivele astea își neacă amarul mâncare. Am văzut zeci de filme. Dacă n-am cu ce să plătesc. Vorbești la local și stabilești meniul dinainte, da? Ca să nu ai surprize la nota de plată. Ca la nuntă. Ca la nuntă. Să dau 500 de lei pe un tacâm. Nici gând. Meniul zilei. Că la ce pantofi avea, nu-i vreo prințesă. Și dacă e Cinderella, comanda amărâtule, liniștit. Că dacă ai succes cu tipa, îți plătesc eu nota de plată. Că a fost ideea mea, nu? Băi, și dacă n-am? Nu cheltui, că o să rămâi cu ochii în meniu ca data trecută. Hai să-ți dau o bombă. Familia mortului a aflat că vrei să cumperi ce e mai scump un bloc și vor să-ți fac o ofertă. Ghici ce ofertă. Îți dau duplexul gratis dacă preiei tot complexul rezidențial și îl finalizezi. Vrea. Ce faci, femeie? Nu ai zis că știi de mine? Nu. De când iei decizii în numele meu? Iubire, doar nu poți să dai cu piciorul la așa bombă imobiliară. Apropo, știe de noi doi, nu? Da, știu de mult. Dați mormânt. Mai terminați dracu odată cu mortuarele astea, că nu se știe cine ne ascultă. Deci? Deci trebuie să mă mai gândesc. Ok. Deci? Băi, la mișto, au trecut 2 secunde. Suficient. Faci parte din categoria băieților deștepți. Deci? Bine, du-te și spune-le că accept. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, cu noi ne-am sărutat, unde vom necetat. Ai, mă, iubire, fii dracu și tu mai vesel. Tu-ți dai seama, ți-am dat un întreg imobil, îți dau așa afacere după afacere. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, eu ar trebui să fiu il capo di tutti capi. Auzi, mă, capo di tutti capi, pâine ai luat astăzi? Nu. Hai. Sunt timid, dar mă tratez. Sper că acesta să fie ultimul bilet. Și de mâine să-ți spun în față tot ce simt pentru tine. Unde rămăsesem? Pune-i tacâmurile pe masă ca să nu-ți mai cadă și să te uiți pe sub masă. Nu. Nu mă mai ating deloc de tacâmuri ca să eliminăm orice risc și acum o să mănânc folosindu-mă doar de Manuela. Te-ai prins? Da, m-am prins. Cum ți s-a părut? Puțin cam neigienic, dar... La mâncare mă refer. Mâncarea a fost bună. Și mai e ceva în meniu? Normal! O surpriză! Sper că nu e tot pe sub masă! Ce amuzantă ești! Nu! Rata asta este pe masă! Închide ochii! Întinde mâna! Deschide ochii și citește! E, asta te așteaptă dacă accept să-mi devii parteneră! Măcar e sincer, hai că dacă mai găsesc 2-3 ca tine, încep să regret divorț. Nu-i plac timizii? Ah!
I-am dat nota de plată. Tântii sunt! Iubiris, vine să crezi că ai un bloc întreg. Acum chiar ești un investitor beton. Autoritățile au confirmat cauza morții omului de afaceri Nae Cărămidă. Dezvoltatorul a suferit un atac de cord. Se pare că inima acestuia a cedat când a aflat că a pierdut procesul cu primăria capitalei. Vă reamintim că acesta nu primise autorizație de construcție și în acest moment blocul său va trebui demolat pe cheltuiala proprietarului. Bine, n-ai vrea tu să pleci câteva zile să te relaxezi? Îți cumpăr eu bilet de avion din banii mei. Și vrei să stau în cocioaba asta? Dar ce are cocioaba asta? E foarte frumos. Uite, castofon, televizor, lampă, telefon fix cu fir. Te-am luat de la Titu din fân, de la lungulețul dintre gogoșari și cartofi și faci scandal aici.